astăzi bate niște ouă și cântă la niște coaste. Zici că e Gheorghe Zamfir. La n-ai. Blăduț. Bună dimineața din nou. Trei coaste și o gălușcă. Este o supă, o ciorbiță de fapt, delicioasă, un pic acrișoară. Are multe ingrediente, așadar mare atenție. Aveți nevoie pentru trei coaste și o gălușcă, în primul rând de coaste de porc. Coaste de porc atât crude, cât și coaste afumate. Mai aveți nevoie de un pic de bacon, tăiat însă în cubulețe foarte mici. Ca și zarzavaturi pentru ciorbă, sigur că da, gogoșarii care... Sigur, este sezonul lor și va da cerviței o dulceață mai specială. Un morcov, o ceapă, o jumătate de țelină. Acestea trebuie să fie în cantități foarte mici. Iar acum, mare atenție, aveți nevoie de castravecior murat și varză murată pentru a acri ciorba. Toate aceste ingrediente se adaugă de la început. Mai aveți nevoie și de cartofi. Pentru că din aceștia veți prepara, de fapt eu voi prepara, niște găluște delicioase pentru supă. V-am învățat cum este aluatul de la găluștele cu prune. E, aflați că este practic aceeași compoziție, însă diferă un pic cantitatea de făină. Așadar, la un kilogram de piure trebuie să adăugați 300 de grame de făină și două. Un pic de sare, în schimb, în găluște, pentru a le da o valoare și o aromă mai specială, puteți să adăugați mărar, floare de mărar uscată și un pic de cimbru. În felul acesta, găluștele vor căpăta un alt gust și sigur că da, vor face deliciul supei. Mai folosiți și verdețuri proaspete, adăugate însă la sfârșit, și anume pătrunjelul și leușteanul. Cam atât pot să vă spun deocamdată. Mai multe detalii vă dau pe parcursul emisiunii. Însă, la sfârșit, este ideal momentul când o serviți și cu o lingură de smântână. Da. Și încă un lucru important pentru fanele emisiunii care mai mult se uită decât gătesc. Îngălușca pentru ciorbă. Da. Foarte, foarte important. Adică vă dau o informație care vă va schimba viața în bucătărie. Nu puneți și prună. Sigur. Foarte. Deci seamănă, dar